În urma unor controle efectuate de Curtea de Conturi, s-a descoperit că un număr de 9700 de fermieri care dețin peste 237.000 de capete de animale au încasat ilegal subvenții pe care ar fi trebuit să le restituie, însă au fost salvați de Comisia Europeană. Pentru a intra în posesia subvenției, agricultorii au depus declarații pe propria răspundere că nu au impozite sau amenzi neplătite. În urma verificărilor s-a constatat că unii dintre fermieri aveau datorii restante și s-a propus recuperarea acestor creanțe, acestor plăți de care ei au beneficiat. S-a dispus, s-a pus în practică recuperarea. Prin proiectul de lege adoptat de parlamentar se reglementează situația acestor fermieri beneficiari de plăți naționale directe complementare din sectorul zootehnic privind campaniile 2007-2011. Această lege vine și le dă practic fermierilor dreptul să beneficieze de plăți chiar dacă ei au avut datoriile restante. Sumele recuperate se restituie fermierilor, beneficiarii care nu au încasat sumele CNDP cuvenite datorită existenței acestor datorii și care au depus cereri beneficiază de aceste sume. Totodată, beneficiarii devin eligibili pentru plățile CNDP zootehnic și după anul 2011. Le-am recuperat debite, le vom da apoi banii pe care i-am plătit, i-am recuperat, acum îi plătim din nou. Iar cei care au penalități de întârziere, pentru aceștia vor fi anulate, cei care nu și le-au plătit la timp și au penalități. Deci cam asta este legea. Cum s-a ajuns aici? Simplu. După ce s-au trezit bun de plată, fermierii s-au dus cu jalba în proțap la Comisia Europeană, astfel că autoritățile române au fost rugate să ofere o serie de informații, în special privind situația beneficiarilor, cărora li s-au constituit debite. Li s-a refuzat dreptul de a obține plata din cauza nerespectării condiției de eligibilitate privind lipsa datoriilor la buget și în ce privește rezolvarea efectelor juridice produse de aceste condiții. Ultima scrisoare a Comisiei Europene subliniază faptul că toate autoritățile dintr-un stat membru trebuie să conlucreze pentru aplicarea corectă a legislației comunitare, interesul Comisiei fiind acela de a se asigura că aceste plăți nu sunt recuperate, ca autoritățile române oferă oportunități beneficiarilor cărora acestor drepturi nu le-au fost acordate, datorită existenței datoriilor și deci că beneficiarii sunt repuși în drepturi. De aceste privilegii vor beneficia și cei 77 de fermieri înregistrați în județul Dâmbovița.